și bine mi-a regăsit la un clip. În acest clip am să fac colecția mea de cărți. Da. În spatele meu sunt o grămadă de cărți, din aici plastine, aici medicin, jos șervețele, niște chestii la grămiță, carnetul cățelușii mele, dar în rest am multe cărți. Și sus, dacă sus n-am nicio carte. Am mărci de acolo, sunt mărci de acolo, la pauză de acolo, filmele și tot. A, bun, să începem cu de aici, aici de sus. Prima carte foarte grea e Biblia. Deci am un semn de carte care, după cum se vede, am și citit din Biblia, că am și un semn de carte. Citesc un capitol pe zi și două capitole pe seară, pentru că seara vreau să visez mai frumos și ziua vreau să petrec mai bine, dar ziua citesc doar un capitol. Bine. Apoi am această carte, lecturile copilăriei clasa 1. Vedeți, un căluț, un cățel, un om, un băiat. Și aici o fetiță drăguță și apar, nu am ce scrie și nu am chef să citesc ce scrie. O să văd când am rămas aici. Despre povestea facerea babei și vătă mașină. Trebuie să scriu. Ok. După am această carte în engleză, The Voyages of Sindbad. Nu mi-am pus vreun semn de carte, pentru că cartea asta nu am început să citesc din ea, doar am înzgălit-o. Am înzgălit. Aici sunt 10, habar n-am ce. Și aici e... Stai că mă și rup. Super mega măzgălit. Dar de-abia aștept să o citesc. My name is Sinbad and this is the tale of my voyages on the seven seas. Hear my story, beggings. I hear not intellect. Înțeleg ce spune. Oh, îl băgă-mi pe aici. După cărticică care puteți să o găsiți, e foarte... E de la Lidl, cred. Da. E cu Fancy Nancy Clancy, Focul de tabără, Nancy Clancy, Dog Clancy, Jojo Clancy, Claire Clancy, Nancy Clancy. Deci pe ea, Fancy Nancy Clancy. Fancy înseamnă frumoasă în franceză. Așa că Fancy nu e nume. Frumoasa Nancy Clancy. Fancy Nancy Clancy. Știți? Așa. Știți? Fancy Nancy Clancy. Uiți Fancy Nancy Clancy. Știu că repet cuvântul ăsta Fancy Nancy Clancy de multe ori, dar zic cartea mea. Fancy Nancy Clancy. După logică mulți o au pe asta. Mihai Eminescu. Mihai Eminescu a fost cel mai mare poet român, prozator și jurnalist socotit de cititori români și de critica literă postumă, drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Aici o poză cu o pictură și aici e o poză cu Mihai Eminescu. Eu știu doar sunoroase păsărele. Crezi? Eu nu știu doar pe sunoroase păsări. Sunoroase păsările pe la cuicuri se adună, se ascund în rădânele, noapte bună. Doar izvoarele suspină pe când corul necitace, dorm și florile în grădină, dorm în pace. Trecele boda pe ape între zârții să se culce, fie țângerii aproape somnul dulci. De nopții ferie, se ridică mândra lună, tot îi vis și armonie, noapte bună. Deci asta e poezia. Vă să trebuie să o învățați și voi pentru că e foarte faină. Aici mai am o carte în engleză.
How many fingers? Aici scrie foarte multe chestii în engleză. Polly said, I'll be a Mr. Hovery's teacher son. Nu înțeleg nimic. Okay, Polly cred. Și ăsta sărac om trebuie să facă ce zice Polly. După am această carte cu albă ca zăpada, care e multă provocare de la prietena mea, și încerc să desenez pe albă ca zăpada aici. Dar era mai mică. Eram eu mai mică atunci și nu prea ieșit. De fapt, seama? Asta cu asta. Bine, asta e o poveste cenușărea asta mai... Că cenușele astea albă ca zăpada mai urâtică. Pentru că cei care au produs-o nu prea e drăguță. Și nici prințul, stați să vă arăt că nici pitici, uitați-vă la pitici. Și nici prințul nostru e frumos. Uitați. Nici prințul. Deci eu am mai citit cartea asta. Și da. Am o carte, Lion King, care am citit-o pe Translate, pentru că scrie pasta în engleză, asta era cea mai interesantă în engleză pe care o aveam și am citit-o în Translate, pe Google Translate, nu știu de unde e, pentru că am de mult timp, așa că nu vă pot spune de unde e. Deci am... M-am priprost aici. Hai ne jucăm! După n-am ce-am scris. Hai da! Hai ne jucăm! După ce faci vlogul. Vreau să ne jucăm un taic cu școala, poate să fac vlog și cu ăla. Bun, cred că o să fac. După am o altă căscăpala mai originală, mai drăguță. Până și prințul e mai frumos și piticii sunt mai ok. Aceasta albă ca zăpadă. Și ce e foarte frumos albă ca zăpadă. Deci adaptarea după frații Grimm. Frații Grimm au făcut. După avem tot o carte din această serie. Brățușca cea urâtă. O să vă spun de cine e făcută. De H.K.Anderson. Anderson. Vedeți? Ha? Și după tot din seria asta, Ursul păcălit de vulpe. De la Yung Fiang. Da. De aceea după Yung Fiang. Super. Magic Jean. Îmi cer scuze, să pun aici. De fapt, nu prea, că trebuie să prezint. L-am pus jos de tot. După am cei trei mușchetari. Doamne, părește, mă, ce carte e. Asta mi-a cumpărat mama, nici nu am încercat să citesc. O să încerc să văd. Din seria asta, am citit doar puțin din Cartea Junglei și... Oliver, pentru că alea mi-a plăcut. Da. Și avem aici povestea lebedele. De cine? De cine e făcută? Anderson, tot de Anderson. Aici, cântam! Oliver! Oliver Twist, da. Cartea asta, vă spuneam că am citit-o toată, am citit-o, deci... Cartea asta tot am citit-o, dar tot mai vreau să încerc să o citesc, pentru că... E foarte tare, chiar îmi place. După eram dintr-o serie, din seria aia, ca au o supărere de vârte, cei tăi puceluși.
Sigur, de frații Grimm, nu? Nu, de Loredana Ștefan. După am cenușărea asta, am mâncat în cenușărea asta, cred că e de aici jos. Pentru că nu tot ele până acolo, știți? Ok, cenușărea asta. Nu înțelegă, cenușărea. După am o carte cu Bambi. Foarte veche. Foarte, foarte veche. Am băgat prostii pe ea. Știți ce frumos etichetă? Am avut atunci. Așa. Eu am o carte foarte bună. Foarte faină. Pentru mine. Încă se aude, da. Da, și asta e Amalia sau Amalia, da, Amalia. Amalia, de ce Amalia mai știu de obicei? Pentru că na, e parcă e Maia, numai că fără auela, Amalia. Și pe mine mă cheamă Maia, știți? Au! Aici îți arată că trebuie să folosești acest treb, adică trofeul. Da. Nu mai vorbim despre cartea asta, dar chiar îmi place oară. De ce nu? Bun, după am o carte cu dinozauri. Pentru că îmi trebuia pentru școală, așa că m-am împrumutat de la colega ei, pentru care și am copil. M-am împrumutat cartea, pentru că atunci nu aveam pasete și după mama mea a cumpărat. Și nu. Vedeți? Da. După cum a spus cartea ce nu spunea, am crezut că e jos, dar nu era jos. Jos sunt dicționari și mai multe chestii. Această... Sănătate! Bun, după am două cărți. Ca și la Bambi. Aceasta e distrusă, îi vei tăia cu doctorita, plușica. Și după am aceasta cu lecțiile unei prințese. Au! Așa, am rupt-o și pe asta. Are trei povești asta. De fapt, și acolo mai am niște crioane colorate. Nu se le scopare. Am foarte multe jurnaliște pentru un bun aici. Jurnalul meu. Jurnalul meu. După am o carte de anul trecut de la școală, pentru că se vede că am trecut că e vai de ea, dacă... După cum am spus, am un dicționar. Dicționar în limbi române. Apoi am acest dicționar de omonime. Nu prea le citesc des. După mai am un de antonime. După am acest, da, carte. O să bag aici pe asta, pentru că nu prea îmi place să stai aici. După am un dicționar de sinonime. Da, sinonime. Apoi am un dicționar de paronime. Cel de paronime e mai gol, pentru că
Poate asta era primul făcut și n-a făcut multe misoare. Dicționar de paronime al limbii române. Scrie de mână în limbii române. De mână scrie al limbii române. După aceea am un test de la mine, de la școală. Nu știu ce caută el aici. Dar să mă uit, dar... testul ăla în care am avut temă. După am cărit de scriere din asta. Asta e de mulți, pentru că vreau să fiu la puterele. După am acesta în care trebuie să-mi dea mamii de noi. Pentru că în ăsta fac în vacanță la matematică și mai am multe. În care trebuie să fac, uitați, se acolo vine unul. Dictări progresive, progresive, clasa întâi. Dictări. Sile, M, V, A, ce mai zic? Vânduca mai dă două cărți cu Ștefan Cion. Nu mai ales cu pastea, o să vedem. Totuși l-am scos, dar lasă. După am aici carte de colorat păsări. Pentru că trebuie să fie meu la grădinița în trecut. Și un copăstrău pentru că mi-e colorat. După aici caietul meu de desen. Care am mega mult de desen. O să vă prezint azi. Nu! Desenele astea sunt mega drăguțe! De ce s-au lipit? Nu! Oh my god, s-a rupt! Aici am o căsuță, pe mine. După aici, și ca să fac eu ceva, și aici am pus berișoara mea. Da. Deci. Wow! Ce-i asta? A, da, e asta. Am uitat ce e. Asta mi-a mai dat mama. Tele. Asta mi-a mai dat. Vedeți că am făcut. După am acest caiet, lecturi și fișe de lectură și în asta cred că mi-a dat. Nu, în asta nu mi-a dat. După am o carte de colorat. De fete. După iarăși o carte de colorat. Și pentru fete și pentru băieți. De animale domestice. What? What? Asta e? Wow! Puteți cere pe spate. Uite, vă spun care am avut. Asta am avut, asta am avut și asta. Rest, wow. Astea trei nu. Dar astea trei, peste trei nu. Ok, după aici. Engleza pentru începători. Acest. Este... The shop, a train, a cool. Eu în asta chiar citesc. Pentru că place. Pentru engleză. După am această cărticică cu Robo. Și nu știu de ce, dar cred că l-am și pe Pingu. Nu știu de ce. Asta nu. Și această carte, cu evaluări. Acolo
Bun, și astea au fost cărțile mele. Dacă v-ați plăcut, dați like, subscribe, share. Sunt Maia. Pa!